Finalul primei părți a campionatului găsește echipa BCM Upitești pe locul 11 în clasament, în contextul în care s-a pierdut confruntarea cu Mobitel Cocluj. Tehnicianul piteștenilor Tudor Costescu consideră că nu a fost singura înfrângere care a contat în turul campionatului. Cu excepția meciului ăsta, regret cel mai mult înfrângerile de la Craiova și de la Giurgiu. Din punct de vedere, noi am avut mare ghinion la Oradea și de acolo am avut o pantă descendentă. Eu cred că dacă câștigam la Oradea, câștigam și la Craiova, mă rog, dacă nu și-are locul. Până la urmă am învins în deplasare două meciuri, am pierdut acasă două. Am avut, e adevărat, toate, majoritatea meciurilor grele, am jucat la Timișoara, la Oradea, la Sibiu, la Mediaș, la Rovinari. În retur, meciurile mai tare o să fie acasă. Parcursul din cupele europene a afectat în mare măsură prestațiile din campionat, însă în mod cert jucătorii au avut de câștigat din aceste meciuri dificile susținute cu echipe din Belgia și Franța. Acum, având și încărcătura asta fantastică a cupelor europene, și vreau să menționez că nu pot să zic că îmi pare bine că am scăpat de cupele europene. E un lucru pe care ni l-am dorit să participăm. Eu cred că o să ne ajute foarte mult în continuare. S-a văzut o creștere acum după ce am terminat grupele. Sper să avem toți jucătorii refăcuți și returul să-l tratăm nu cu o mai mare seriozitate, că am încercat să fim cât se poate de serioși, cu mai mult succes. BCM Upitești nu și-a încheiat parcursul din 2012 pentru că sâmbătă întâlnește în manșa tur a Cupei României pe Gazmetan Mediaș. Returul este programat pe 5 ianuarie 2013.